Da. Eu cred că este bine. Bună ziua, dragi cetățeni ai Republicii Moldova. Bună ziua, dragi locuitori ai Jorei de Jos. La dorința voastră știm că v-ați dorit din suflet să aveți un drum bun din banii voștri. Iar Partidul Șor, în frunte cu mine, Mariana Tauber, l-am făcut. Am venit personal să văd dacă acest drum este un drum calitativ. Și da, într-adevăr, este un drum calitativ. Uitați-vă cu tocul. Dacă calci, vedeți? Tocul nu intră în asfalt. Asta înseamnă că este un drum foarte bun și ne bucurăm foarte mult. Tocmai de aia, Partidul Șor își dorește din suflet ca toate gospodinele din satul Jora de Jos să nu uite că sunt femei. Trebuie să veniți atunci când mergeți pe deal, la cules porumb sau la prășit, să încălțați o pereche de tocuri, pentru că, într-adevăr, femeia este femeie și trebuie respectată. Acum este verdictul final, când trebuie să vă zic dacă drumul este bun. Încă nu l-am gustat, dar în premieră. Noi, din Partidul Șor, suntem gata să dăm limbi oricui, numai să fim în topul clasamentului. Așa că, în premieră, Mariana Tauber, da, îmi place să stau în patru lăbuțe, ca o cățelușă, ap, ap, ap. Stați ca să nu fie un fake. Da, e bunișor, e foarte bun drumul. Vreau să vă zic că are un gust amărui, dar este perfect. Și vă mulțumim foarte mult că ne susțineți. Acest drum este făcut... Mi-a rămas un pic de asfalt în gură, dar ce să-i faci? Asta e. Și da, pentru că sunt alegerile la Bălți, vreau să fiu acolo în clasament și lansăm o campanie care se numește Încurișor. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes și vouă și cât mai mulți oameni naivi. A voastră, Mariana Tauber.